Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roșiori de Vedea au întocmit dosar penal și efectuează cercetări în cazul unui accident rutier produs în dimineața zilei de 24 iunie, în jurul orei 5, în comuna Olteni. Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Petrochioaia, județul Ilfov, conducea un autoturism pe DJ504, a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe partea carosabilă, răsturnându-se pe câmp. În urma accidentului a fost înregistrat decesul șoferului și rănirea celor doi pasageri. Verificările în bazele de date au arătat faptul că șoferul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Roșiori de Vede.